Salut, prieteni! Eu sunt Marco Selski și vreau un pic să vă arăt setup-ul care îl folosesc acum în turneu cu Not an Idol prin România, Germania și Cehia. În primul rând este vorba de Nord Stage 4, instrumentul care l-am schimbat recent. Am avut Nord Stage 3, acum este ultimul model de la Nord Stage. Încă mă obișnuiesc cu el, este un instrument nou pentru mine, sunt alte sunete care le refac, le reascult. Deja, uite, al patrulea concert când cu acest instrument și este mai aproape de ce aud eu, ce vreau eu să aud. Folosesc o simplă pedală de sustain și o pedală de volum de la Roland, foarte bună. Mai departe folosesc un sintetizator de la Sequential, un Prophet Revision 2, un instrument foarte bun care îl folosesc destul de mult în piesele noastre noi. Îmi place mult că a schimbat destul de tare sound-ul trupei și un pic direcția trupei din punct de vedere stilistic. Nimic adițional la el, este un instrument foarte fain, un synth analogic care îmi place mult, deși este un instrument destul de simplu, dar totuși îl simt și îmi place. Ceea ce dimensionat aici este un stativ foarte vechi de la Koenig & Meyer și un scaun vechi la fel de la Koenig & Meyer, ăsta a fost rupt și apoi lipit, făcut și un prieten chiar mi-a făcut l-a făcut cu piele naturală, acum este un super custom cu logotipul prietenilor mei de la Mokans. Deci scaun foarte bun, stativ foarte bun, deși este un pic ruginit, este un pic zgâriat, dar e super bun. Ce avem aici? Avem un microfon pentru guide simplu, un Shure, un Mac simplu, MacBook Air, ăsta urmează să crească și să devină pro cândva. La track-uri avem un Claret, Claret Plus Pre 8, un Focusrite simplu, din care iese toate track-urile și vin în Radial Pro de 8 și în Radial Pro de 2, fiindcă nu ajung canale doar aici. Îl folosesc pe ăsta adițional. Deci pleacă track-urile, backing vocals, click-ul, clapele. La fel folosesc un Sennheiser G4 pentru in-ear monitoring, care vine în cele mai bune căști care le-am până acum de la 64 Audio. Cam atât am avut de spus. Ăsta este setup-ul meu. Îmi place de el, este foarte versatil, este foarte practic. Și deocamdată știu să rezolv totul cu el, dar ar fi putut să fie mai complicat, mai complex, dar el este și logic, și transportabil, și practic, dar și destul de avansat, deci pot cânta orice pe el și mă simt foarte bine cu acest setup. Cam asta.